Bună ziua, bine v-am găsit la Doctorul Zilei. Sunt Claudiu Șerban și astăzi vom vorbi împreună cu domnul doctor Silviu Oprescu despre afecțiunile ORL, pentru că domnul doctor Oprescu este specialist în ORL. Bine ați venit în platoul bine nostru. Eu mărturisesc de la bun început că nu cunosc foarte multe despre afecțiunile astea, spre rușinea mea, și atunci am poziționat discuția gândindu-mă la ceea ce înseamnă ORL, ortorinolaringologie, dacă am înțeles eu bine. Și atunci, poate un pic invers decât denumirea, am zis să începem cu nasul, să mergem după aceea la urechi, ne gândim un pic și la laringe, dacă avem ce discuta. Și am păstrat un subiect pentru sfârșit, pe care o să vi-l destăinui mai târziu. Dar spuneți-mi despre afecțiunile nasului. Și aici toată lumea știe despre sinuzită. Ce este sinuzita? Sinuzita reprezintă inflamația întregii mucoase care tapetează sinusurile și cavitatea nazală. De fapt, termenul corect este acela de rinosinuzită, pentru că există același epiteliu respirator atât la nivelul mucoasei nazale, cât și către sinusurile paranazale. Sinusurile paranazale sunt niște cavități în mod natural goale sau pline cu aer, situate în lateralul nasului. Da? Și ele, în mod natural, ar trebui să aibă aer, să n-aibă nimic acolo. Atunci când la acest nivel se cantonează secreții, polipi, chisturi, secreții purulente, puroaie, atunci vorbim practic despre o sinuzită. Avem deci, aici... practic, sinuzită vine de la sinusuri, iar da. Dacă am înțeles eu bine, sinusurile sunt niște găuri. Sunt niște cavități. La nivelul masivului facial. La nivelul craniului, da. Sunt cavități pereche, situate și de o parte și de alta a nasului. Aici, deasupra arcadei dentare superioare, găsim sinusurile maxilare. Dacă mergem între ochi, în zona aceasta găsim sinusurile etmoidale. Sus avem sinusurile frunții, iar dacă e să privim capul ca o sferă, ca o minge, undeva în jumătatea lui mai găsim și sinusurile sfenoidale. Toate acestea sunt pereche, și pe stânga și pe dreapta. Și sunt naturale, așa ne-a dat, așa ne-a făcut Dumnezeu. Există, cu, să, cu știți, există să știți, unele variații anatomice de la persoană la persoană în care există agenezii, se numesc, sau hipoplazii, și unele dintre sinusuri nu ajung la maturitate. Asta nu înseamnă decât că nu o să avem niciodată sinuzită. De fapt, se spune că sinusurile carol sunt făcute să facă craniul mai ușor, fiind niște camere cu aer, ar trebui să facă craniul mai ușor. Sunt precum jantele de la mașină, așa, sunt dacă au niște găuri mai mari. Sunt precum jantele de la mașină. Acum, pe perioada de dezvoltare intrauterină și ulterior, în perioada copilăriei, sinusurile acestea se pneumatizează. Își măresc, odată cu dezvoltarea craniului, își măresc capacitatea și volumele. Ultimele din ele sunt sinusurile frontale, care ajung la maturitate de regulă undeva în jurul vârstei de 12-14 ani. Da, singurul rol, dacă am înțeles corect iarăși, este că ne face să avem o greutate mai mică pe umeri. Nu, au multe alte roluri, mai ales că tocmai ce vă spuneam, toată această cavitate este tapetată cu o mucoasă și mucoasa de aici, de la nivelul acesta, are diverse funcții și diverse roluri. Deci totuși e bine că avem sinusurile, doar bine, că ne atârnă mai ușor pe umeri, mai avem bine. Și alte lucruri. Da. Ok, în cazul sinuzitei ne întoarcem la boală, da. Găurile astea se umplu cu ceva. Da, aceste cavități, da. Aceste găuri, fiecare dintre ele trebuie să se ventileze. De fapt, întregul ansamblu de nas și sinusuri se bazează pe principiul ventilației. Ajunge aerul cum trebuie acolo, atunci este în regulă. Nu ajunge, există un viciu de ventilație, se ajunge la anumite probleme. Și fiecare din sinusurile astea are un mic orificiu, care se numește în termen medical ostium, prin care se ventilează. Pe acolo trebuie să circule... E o supapă de rezervă. Exact, o supapă prin care trebuie să circule aerul. Și supapa asta, în cazul unei afecțiuni, îmi închipui că nu mai funcționează cum trebuie. Funcționează deficitar sau nu mai funcționează deloc. Da? De fapt, sinuzita presupune tocmai că, dacă vorbim de o sinuzită acută, de o problemă intensă, presupune tocmai faptul că la nivelul supapei astea nu mai se ventilează și nu mai circulă cum trebuie toate lucrurile, care aerul și secrețiile care ajung acolo, se cantonează. Nu mai se ventilează, nu se mai elimină cum trebuie
Și atunci, apar problemele. Cum știm că avem sinuzită? Care sunt simptomele? Ce simțim? Acum, dacă vorbim despre sinuzită, ea poate fi catalogată sau clasificată din punctul de vedere al intensității lucrurilor într-o sinuzită acută, la manifestări care se limitează undeva până în 3 săptămâni, subacută, care depășește această perioadă, dar totuși nu ajunge până la 3 luni, sau la o problemă cronică, da, de lungă durată, care înseamnă o problemă ce se întinde pe o perioadă mai mare de 3 luni de regulă. Și care de regulă e mai gravă, în chipul el. Ca și intensitate, simptomele sunt mult mai intense în cazul unei sinuzite acute. Da? Recunoaștem această patologie prin o pleiadă de simptome. Înainte se spunea triada clasică, problemele majore după care recunoșteai o sinuzită acută și erau cefalee, adică durerea de cap, obstrucția nazală, faptul că nu circulă aerul cum trebuie, nasul înfundat, da? Și rinoree, adică exprimarea de secreții. Secreții care pot să fie mucoase, simplu, colorate, purulente, da? Și asta era triada clasică. Pe lângă asta, mai sunt o grămadă de alte semne și simptome pe care le putem obiectiva în cazul patologiei rinosinusale, cum ar fi presiunea și senzația de plenitudine facială, durere atunci când aplecăm capul, simțim că fața este plină. Secrețiile alea pe care le avem poate să meargă posterior și să le înghițim, să ajungă prin faringe și ulterior mai jos către căile respiratorii inferioare și să provoace un reflex de tuse. Hiposmia, adică alterarea mirosului cu diminuarea capacității de miros sau în unele cazuri, dacă vorbim de o sinuzită suprainfectată cu diversi germeni sau dacă vorbim despre o sinuzită odontogenă cu punct de plecare dentar în care cauza de bază este un dinte sau o măsea cu probleme, atunci vorbim de un miros neplăcut care poate să apară în interiorul nasului. Da, eu îmi închipui că sinuzitele la nivelul dinților, să spunem așa, deasupra dinților, sunt mai ușor de identificat pentru că au legătură cu măselele, au legătură cu dentiția. În schimb, cele de la nivelul de sus al ochilor, al frunții, ar putea fi confundate cu o răceală? În unele cazuri... Sau o viroză respiratorie normală? Viroza respiratorie... Acum, dacă facem din punct de vedere al etiologiei o clasificare a ceea ce determină sinuzita, de regulă, ele pot să fie virale, în care problema este dată de un virus, bacteriene sau, câteodată, în unele cazuri, fungice, date de ciuperci. Da? Când vorbim de o viroză, cum a spus dumneavoastră, vorbim strict de o problemă virală. Unele din simptome pot să fie similare, da? Și de o parte și de cealaltă. Putem să facem o viroză, aceasta să ulterior să ne suprainfectăm cu o bacterie și să ajungem la o sinuzită bacteriană. Poate să fie mecanismul de începere și de producere al. Deci, practic, lucrurile ar putea fi legate, asta înțelesesem din ce mi-ați spus. Da. Și asta înseamnă și că avem un anumit sezon predilect pentru sinuzită? Acum, punând întrebarea în felul ăsta, suntem tentați să răspundem că sezonul rece este... De asta și discutăm despre... Firește, pentru că în sezonul rece se întâmplă din cauza frigului, din cauza variațiilor de temperatură la care este supus aparatul inhalator, să avem de-a face cu tot felul de variații de temperatură și de aici să luăm contact cu persoane purtătoare de divers și toată lumea strănută în perioada asta, toată lumea tușește, să luăm contact cu persoane bolnave și de aici să fim mai predilecți în perioada aceasta. Acum, frigul și răceala și lucrurile astea pot să determine oarecare sensibilitate. Scad mecanismele de apărare locală și atunci, firește, organismul este mai predilect la o infecție. Deci, practic, scăderea imunității ne duce într-o zonă în care putem să devenim sensibili la toate afecțiunile, printre care și sinuzita. În felul ăsta se produce legătura. Care e tratamentul sinuzitei? Dacă descoperim că am ajuns să avem așa ceva. Ar trebui în primul rând să descoperim. Și cauza, ar fi corect să mergem în felul ăsta și să vedem
despre ce fel de sinuzite este vorba. Adică dacă e bacterie, e virus. E bacterie, e virus. Acum sunt diverse modalități, examenul clinic pe care îl face medicul specialist ORL într-un cabinet cu o dotare uzuală și examenele paraclinice la care poate să fie supus pacientul te duc și către un diagnostic cât mai corect, în care stabilești și etiologia și toate problemele care au determinat infecția. Examenul clinic obiectivează semnele astea despre care vorbeam, congestia, secrețiile, obstrucția nazală, poate să apară febră, poate să apară frisoane, strănutul și toate cele, dar în momentul în care mergem mai departe cu investigațiile, putem să avem modificări din punct de vedere biochimic, da? Din punct de vedere biologic, dacă ne luăm niște analize, astea o să poată să ne orienteze dacă infecția pe care o avem e una fulminantă și avem leucocitoză foarte mare, de exemplu, adică creșterea celulelor albe care luptă cu infecția. Dacă etiologia este virală, bacteriană, fungică, dacă avem de a face cu o problemă intensificată din cauza unei boli de fond alergice, da? Și alergia poate să stea la baza sinuzitei. Și alergia poate să stea la baza alergiei. Mai mult decât atâta, la baza sinuzitei. Mai mult decât atâta, investigația de elecție, diagnosticul de aur, gold standard, oriunde în lumea asta, este reprezentat de efectuarea unui CT de sinusuri paranazale. Da? Este o investigație ușoară, se realizează în mod uzual nativ, adică fără substanță de contrast, durează câteva minute până în 5 minute. Înțelesesem eu că acest computer tomograf e destul de cu radiații foarte puternice. Doza de iradiere este foarte mică pentru o astfel de problemă și dacă tabloul clinic și intensitatea lucrurilor justifică asta, vă dați seama că nu o să ne oprim din... Ok, bun. Dacă vorbim de o sinuzită acută, atunci de regulă încercăm în primă fază tratamentul medicamentos. Nu ne hazardăm să facem cine știe ce măsuri terapeutice mai complexe, dar prima oară încercăm, dacă ne permite tabloul clinic și starea pacientului, ne permite, putem să așteptăm rezultatele exudatelor nazale care ne orientează dacă acolo avem de-a face cu o bacterie care se determină treaba asta sau este ceva viral și asta ar necesita strict tratament simptomatic. Dacă ar fi vorba de o infecție bacteriană, atunci necesită firește mai mult decât atât un tratament antibiotic. Dacă lucrurile nu retrocedează... Hai să subliniem, întrerup un pic, da, pentru că mi se pare important să subliniem faptul că dacă e vorba despre virusuri, da, tratamentul nu se face cu antibiotice. E bine ca să fie clar pentru toți scade cei și care mai ne urmăresc. Scade și mai mult utilizarea antibioticilor nejustificată atunci când nu își au rostul, scade și mai mult imunitatea, crește rezistența la antibiotice. Altă dată când avem nevoie de ele și încercăm să le folosim, nu-și mai fac efectul pentru că am luat în mod repetat Augmentin sau ceea ce a prescris sau a luat fiecare automedicându-se. Păi toți avem cât un vecin, cât toți o rudă care știe foarte bine ce se ia. Un net care funcționează exact, bine, internetul. Un smartphone. Un... Dar apropo de asta, cum ajungem să ne consulte orelistul? Că avem niște simptome, nu știm sigur. Suntem pe sinuzită, e doar o viroză. Cum ajungem noi? Ne trimite un medic generalist? Sau putem să știm sigur că, domnule, ar trebui să merg la ORL? Păi dacă vedem că afecțiunile sunt în sfera asta, putem să ne facem singuri o programare către ORL sau ideal ar fi să mergem prin medicul de familie și de aici să se ia calea orelistului. Deci până la urmă, calea clasică e și cea mai bună, aia cu medicul de familie care ne cunoaște și ne dă o trimitere către specialistul care trebuie să ne consulte. Mai am tot legat de... n-am terminat. N-am terminat. Da? Dacă tratamentul antibiotic, simptomatic, nu și-a făcut efectul cum am fi așteptat și simptomatologia se intensifică, poate e nevoie să facem mai mult decât atâta și să trecem la următoarea clasă de atitudine terapeutică care ar presupune tratamentul chirurgical. Asta care nu ne place de obicei. Care nu le place pacienților, dar câteodată poate să fie necesară. Da? Și... Ce presupune tratamentul chirurgical? Adică cât de invaziv este? Dacă ar fi să explicăm așa grosier pentru înțelesul tuturor, presupune tocmai drenajul
infecției sau problemei localizate la nivelul sinuselor. Da? Deci băgăm acolo un tub și de fapt și tratamentul medicamentos pe lângă a lupta cu infecția propriu-zis este cel de drenaj. Da? Folosim picăturele și spray-uri de pus în nas care să ne ajute să repermeabilizeze traficul aerian nazal. Numai ca să putem să eliminăm mucolitice, să facă toate secrețiile alea mai fluide, să le poate elimina. Antiinflamatorii să reducă inflamația, antihistaminice să dea un piculeț înapoi edemul. Da? Cam așa. Spălături. E destul de clar. Ne întoarcem un pic la faza a chirurgicală, doua, aia mai rea. La aia chirurgicală, în care, de fapt, ce se întâmplă? Spuneam adineori de orificiile alea, ostiumurile prin care teoretic trebuie să se ventileze fiecare sinus în parte. Da? Se lărgesc, modern în momentul de față, endoscopic, fără traume asupra nasului extern, cu camera vizualizezi zona care trebuie abordată, lărgește ostiumul respectiv și cureți toată problema de la nivelul sinusului. Deci se poate face totuși chirurgical, dar minim invaziv, înțeleg. Minim invaziv. Nici nu mai este decent să se facă altfel decât minim invaziv în acest moment. Da? Ok. Mai avem cu sinuzita, pentru că mai am eu curiozități și n-aș vrea să ratez, să nu mi satisfac și curiozitatea care se referă la rinită. Are vreo legătură rinita cu sinuzita? Are legătură rinita cu sinuzita. Poate să fie, se leagă una de cealaltă de cele mai multe ori. Acum, în interiorul nasului avem diverse structuri naturale. Da? Și toată mucoasa situată la nivelul nasului, când suferă o inflamație... Nu se inflamează doar cea din sinus, se inflamează toată. Așa, da? Atunci... Cred că încep să înțeleg. Și rinita asta poate să fie și ea de mai multe feluri, da? În funcție de felul în care se produce, în funcție de agentul care o provoacă, da? Poate să avem de-a face cu o rinită hipertrofică, în care mucoasa de la nivelul cornetelor nazale, acestea sunt niște structuri situate pe fiecare din lateralele nasului, care reglează ventilația și reglează multe dintre funcțiile nasului. Mucoasa nazală și nasul are multe funcții de filtrare, de umectare, de încălzire, de lubrifiere. Nasul e un organ inteligent și mucoasa de la nivelul cornetelor... Și noi care îl disprețuim. Să nu îl disprețuim, că e un organ extrem de inteligent și care își pierde la un moment dat inteligența prin folosirea, de exemplu, de picăturele în exces. Dacă nu respirăm bine, punem picăturele acelea și ajungem să stricăm mucoasa nazală. Da. Deviem dintr-un subiect în altul. Așa e întotdeauna cu lucrurile interesante, nu putem să evităm să mai ajungem și în niște paranteze. Afectarea mucoasei, că vorbim de o afectare hipertrofică în care își mărește volumul, că vorbim de o afectare vasomotorie atunci când avem o componentă circulatorie, că vorbim de o afectare alergică, când vorbim de rinita alergică, vorbim despre un trigger, un alergen la care diversi pacienți pot să reacționeze, praf de pisică, polenuri, pufuri, și determină acumularea la nivelul acestei mucoase de transudat, de exudat. Da? Și structurile acestea se umflă, încep să producă mai multă secreție apoasă, pacientul începe să strănute, îi lăcrimează ochii, apare pruritul nazal. Deja simt cum vine primăvara și o să aveți din ce în ce mai mult de lucru după ce mi-ați spus. Mai ales de când a apărut ambrozia. Și există cele două perioade de germinații ale ambroziei, una primăvara, una toamna târziu spre toamnă, în care suferinții care sunt cunoscuți cu așa ceva suferă destul de tare. Dar apropo, a existat o lege, că s-a dat o lege împotriva ambroziei. La un moment dat, da, că trebuia să se distrugă toate. Și a avut vreun efect? A simțit în cabinet o scădere a fluxului de pacienți? De vreo 2 ani de zile, când apare sezonul de germinare al ambroziei, este, nu știu, sau peste 50% din prezentării
în cabinetul de orele sunt cu așa ceva. Deci ar trebui să o luăm în serios, pentru că nu e o chestiune doar un moft din partea cuiva, o treabă și... foarte, foarte gravă. Da, și simptomatologia este intensă, pacienții relatează tot felul de trăiri personale de toate felurile și de aici... Care nu ne avantajează deloc nici ca societate. Închei un pic pentru moment, pentru că am promis că mai avem un subiect pe final pe care nu l-am destăinuit. Închei cu nasul și aș vrea să trecem un pic la partea de oto, de ureche. Da? Ureche. Am vorbit de rino, că da. De aici vine rino. Hai să vorbim un pic și de ureche, respectiv de probabil cea mai cunoscută afecțiune a urechii, otita. Spre otite, da. Otita reprezintă într-adevăr inflamația sau infecția urechii. E foarte important când vorbim despre otite. Topografia, adică împărțirea urechii. Urechea are niște segmente, să spunem așa, și timpanul în parte. Asta externă o vedem cu toții. Asta este, asta e urechea externă cu pavilionul auricular. Timpanul este cel care împarte urechea externă, da, pavilion cu conduct auditiv extern de urechea medie. Da, urechea medie o cavitate foarte importantă în care se leagă, și aici e important, se leagă de nas, apropo de ce discutam mai devreme. Prin acea trompa lui Eustachio, exact, dacă mi-am aduc eu bine aminte de la... Conductul acela care face legătura dintre rinofaringe, adică spatele nasului, și urechea medie, zona din spatele timpanului. Da. Și aici bănuiesc că este scărița, ciocănelul și nicovala. Aici găsim și casa timpanului, unde găsim cele trei osișoare, cele mai mici din organism. Și da. Totuși foarte importante. Și foarte importante. Bun, dacă vorbim de regulă, de asta vă spuneam, e foarte important să vezi care porțiuni ale urechii sunt afectate ca să cataloghezi lucrurile astea. Când vorbim de o otită externă care afectează boala notătorului, cunoscută în termeni populari, vorbim de inflamarea conductului auditiv extern până la nivelul membranei timpanice. Da? Când vorbim de otită medie, vorbim deja de la timpan și ce se întâmplă în spatele lui. Acum, și urechea internă se îmbolnăvește și ea? Se îmbolnăvește și ea, dar de regulă face alte tipuri de afecțiuni. Deci când suntem cu otită, totuși vorbim suntem ori afară timpanului, da, ori în zona intermediară. Când vorbim cu termenul generic de otită, ne referim în general la otita externă și otita medie. Când apare o răceală, o viroză, de foarte multe ori avem senzația asta de urechi înfundate. Da? Asta are legătură cu o otită sau poate fi doar un sindrom al acestei viroze care dispare pur și simplu de secreții la sine? Secreții pe care le avem, firești, într-o viroză, într-o sinuzită, într-o rinită, la nivelul cavității nazale, migrează prin trompa lui Eustachio, canalul acesta despre care discutam, și se așează în spatele timpanului. Timpanul nu mai vibrează, are ca o plapumă de lichid în spatele lui, nu mai vibrează cum trebuie, nu mai transmite vibrația către lanțul osicular referitor la cele trei osișoare de care discutam mai devreme și în felul acesta simțim senzația de ureche înfundată. Acum, în unele cazuri, când vorbim de o otită gripală, când etiologia este una gripală, în unele cazuri, destul de rare, poate să existe și o afectare a nervului auzului. Hipoacuziile, de fapt, sunt de trei feluri. În momentul în care... Hipoacuzie înseamnă că nu auzim bine. Că nu auzim, da. În momentul în care nu se transmite sunetul cum trebuie și atunci avem o hipoacuzie de transmisie. În momentul în care, doi la mână, avem afectat nervul auzului și vorbim de o hipoacuzie neurosenzorială. Și un al treilea tip de hipoacuzie mixtă, care presupune asocierea unei componente de transmisie cu una neurosenzorială. Adică deci o combinație de cele două. O combinație dintre cele două. Da. Și mi-închipui că cea mai periculoasă e cea care afectează nervul auditiv. Cea mai periculoasă este aceea care afectează nervul auditiv, pentru că de multe ori poate lăsa sechele pe termen lung. Trebuie acționat intensiv, în primele momente, fiecare moment pierdut de la momentul instalării poate să coste un deficit de auz ulterior.
Deci se poate ca lucrurile să fie definitive, să nu se mai poată întoarce la un auz normal. Poate să fie definitive normal. Și atunci singura variantă pe termen lung ar fi o protezare auditivă, care nu este, adică punerea unui aparat care să amplifice sunetele percepute din exterior. Și care nu e cea mai comodă Nici comodă, formulă. Nici ușor de suportat financiar. Deci ca o concluzie. A intervenit o viroză, avem probleme și cu auzul, dar nu ne facem mari probleme, că știm că se întâmplă treaba asta. Când ar trebui să zicem, domnule, nu e bine ce se întâmplă, totuși e mai degrabă indicat să merg la specialist. Indicat e să mergi la specialist din primul moment. Ulterior, dacă nu știu, așa ai alte probleme, cu toții, ai alte probleme și nu poți să ajungi, foarte rar se întâmple ceva, ne punem probleme mai mari în momentul în care viroza deja a trecut. Simptomatologia nazală a trecut, urechea rămâne în continuare înfundată și mai mult decât atât, simțim că hipoacuzia asta, senzația de ureche înfundată, este permanentă. N-are momente în care să-și revină, scurte măcar, n-are momente în care să-și revină. De exemplu, în momentul în care o persoană, un individ cască sau suflă nasul, sau mestecă gumă. Se mai desfundă. Se petrec niște mecanisme de pompă pe trompa lui Eustachio. Structurile musculare de la acest nivel fac un efect de pompă pe trompa lui Eustachio și în felul acesta își mai dă drumul parțial. Dacă se întâmplă lucrurile astea, de regulă se traduce printr-o afectare de transmisie, adică secreții care stagnează acolo. Ceea ce suntem ok, nu suntem. Nici atunci nu trebuie să tărăgânăm foarte mult până ajungem să vedem efectiv ce e acolo și să ajungem la un tratament optim care să rezolve problema. Dar nu e atât de gravă ca problema în afectării nervului. Deci în momentul în care simțim că treaba asta este permanentă și în ciuda eforturilor noastre, suflăm, căscăm, punem presiune într-un fel, nu cedează în niciun fel, e cazul să ne îngrijorăm. Da. Încă o problemă foarte importantă, după părerea mea, legată de această afecțiune. Diferența între instalarea unei boli de tipul ăsta otită la adult față de copil. E vreo diferență? Acum, sunt diferențe în ceea ce privește orice patologie cu același nume de la un adult la un copil. Pentru că e greșit să privim copilul ca un adult mai tânăr. El nu e la fel. Tabloul clinic, toate complicațiile pot să intervină mult mai repede. Nu e cazul să așteptăm sau să pierdem mai mult timp decât la un adult, pentru că există niște variații care țin în primul rând de anatomie. De exemplu, dacă vorbim despre ureche, trompa lui Eustachio, canalul dintre ureche și spatele nasului, este mult mai scurt și mai orizontalizat. Asta permite la copii față de adulți. Odată cu creșterea craniului, acolo se mai întâmplă niște variații anatomice, dar în momentul în care e mai scurt și mai orizontalizat, firește că secrețiile ajung mai ușor în spatele timpanului, în urechea medie. Mai mult decât atâta, știm foarte bine că toți copiii au polipi. Acum depinde cât de mare e pachetul ăla de polipi și ce implică treaba asta. Polipii sau, cum se spune corect din punct de vedere medical, termenul corect este cel de vegetație adenoide. Vegetațiile astea adenoide sau polipi în termen popular cresc în spatele nasului. Da? Și dacă prin infecții repetate, prin tot felul de inflamații repetate la acest nivel, prin stagnarea de secreții, determină o hipertrofie, o creștere în volum, poate să determine compresie ale orificiilor de ventilație ale trompelor lui Eustachio, cele dinspre nas. Și în felul ăsta stagnează secrețiile în spatele timpanului și se poate lăsa cu probleme pe termen lung asupra auzului copilului. Apropo de asta, pe vremea copilăriei mele era o chestiune destul de întâlnită ca unii dintre copii să se ducă să se opereze de polipi. Așa spuneam noi, că s-au operat de polipi. Mai există aceeași practică sau există și alte tratamente, eventual medicamentoase, care să rezolve genul ăsta de probleme la copii? Acum,
Se pot face diverse tratamente care să limiteze adresabilitatea asupra intervenției de scoatere a polipilor. Inițial nu sar din prima să faci intervenția din prima fază. Există niște indicații clare în care ne punem problema să scoatem polipii copilului. În momentul în care copilul are o obstrucție nazală foarte mare, care determină o hipooxigenare, sunt copiii aceia care stau cu gura întredeschisă, obosiți tot timpul, nu pot să respire, stau cu gurița deschisă, obosiți, nu se pot concentra, au tot felul de probleme de aici. Copiii care fac otite seroase, deci acumularea de serozitate în urechea medie, repetitive, ne pune problema să scoatem polipii ca să rezolvăm cauzalitatea, da? Să-și revină prin canalul auditiv, prin trompa lui Eustachio, prin modul natural, să dreneze natural. Da? Indicațiile astea au și ele o noimă, nu se face operația din prima, dar există tratamente, de exemplu, cu spray-uri cu derivați de cortizon, care poate să limiteze inflamația. Da? Pe de altă parte, și cortizonul ăsta știu că e periculos. Nu, dacă de regulă acestea sunt topice, au o indicație, o grupă de vârstă după care se recomandă utilizarea lor și nu probleme pe termen lung. Le folosim după o anumită vreme, după o anumită vârstă, le putem folosi și dacă nu merg și nu retrocedează simptomele și problemele, atunci trecem la pasul 2, care presupune intervenția chirurgicală. Și intervenția asta s-a mai simplificat și ea față de copilăria mea, că știm că e destul de traumatizantă, cel puțin din punct de vedere psihologic, pentru copiii care trec. Foarte mulți adulți vin cu copiii spunând, domne, vreau să rezolv problema asta într-un fel sau altul, dar nu vreau să treacă copilul meu prin ce am trecut eu, când așa. Mi-a rămas în minte până acum. Sunt om la 50 de ani și trăiesc momentul ăla în orice cabinet medical. Când ajung, mi se pare că aia urmează să mi se întâmple. De regulă, cred că mai sunt servicii prin care se practică metoda veche, în care copilul e ținut să nu se zbată foarte tare și se micșorează un pic din pachetul acela de vegetații de poli din spatele nasului. Există varianta uzual întâlnită, în care se anesteziază general copilul, nu simte nimica, anestezie generală și se scot polipii fără să pună probleme deosebite și fără ca el să-și amintească trauma intervenției chirurgicale. Acum și mai modern și varianta pe care aș recomanda-o tuturor părinților este intervenția endoscopică, care presupune, la fel cum spuneam, o cameră care se bagă prin interiorul nasului și se ajunge să se scoate întreg pachetul de vegetații. De asta ați auzit probabil părinți care spun că și-au operat copiii de 2 sau de 3 ori sau nu știu, pentru că au recidivat. Nu există de regulă recidivă, există restanță. Când rămâne în continuare un pachet important de polipi, aceștia prin inflamații repetate poate să crească din nou în volum și să dea problemele astea. Când vii cu endoscopul, vizualizezi și să scoți totul, vii cu o cameră care mărește de nu știu câte ori patul de rezecție și vezi complet, scoți complet, cauterizezi, faci o hemostază bună acolo, n-ai riscuri, n-ai complicații după. Varianta modernă. Și iată cum am pornit de la ureche și tot la nas am ajuns, fără să ne dăm seama în cursul discuției. Da. Și înainte să revin cu surpriza, la laringe, ce afecțiune ar trebui să luăm în calcul în discuția noastră? Laringe? Am luat-o cu O, R și am ajuns și cu Sunt multe afecțiuni pe care putem să le luăm în calcul. Ar trebui în primul rând să ne gândim la orofaringe, da? la faringe, la partea de deasupra laringelui, da? Faringite, laringite, amigdalite. Care sunt cele mai des întâlnite, care poate să fie consecința unei afectări, unei afecțiuni nazale. Mai există treaba aia din copilăria mea cu albastru de metil în gât? Se mai practică așa ceva?
Da, se poate practica și are indicațiile ei. Badijonările amigdalelor cu albastru de metilen. Este bine cunoscut faptul că albastru de metilen este un antiseptic bucal și ne poate ajuta pentru înlăturarea sau sterilizarea oarecum a cavității bucale. De exemplu, în cazul gravidelor, da, unde nu au voie să ia antibiotice din prisma afectării sarcinii. Se poate încerca în prima fază, dacă o permite simptomatologia, badijonarea cu albastru de metilen. Da? E bună, e benefică. Nu, deci sunt asta împotriva. Nu s-a schimbat, aici nu s-a schimbat nimic. Nu plecăm de la faptul că toți pacienții pleacă albaștri pe limbă și în gât când ies după o afectare amigdaliană dintr-un cabinet de ORL. Nu. Indicațiile sunt de altfel de tratamente, dar în anumite cazuri poate să fie o indicație. Sunt forme farmaceutice de antiseptice bucale, de pastiluțe pe care le luăm atunci când ne doare gâtul, care au în compoziția lor albastru de metilen. Unii doar ca excipienți de colorat, alții efectiv și ca acțiune de substanță farmaceutică, acțiune. Deci totuși s-a modernizat un pic și aici treaba, nu-ți mai dă cu un băț legat cu tifon și muiat în soluție. O altă întrebare legată de povestea asta. În cazul amigdalitei, se mai practică extirparea amigdalelor? Când este indicat. Firește, sunt, la fel cum spuneam și în cazul polipilor, există niște indicații care pun problema de a scoate amigdalele. Dacă e să vorbim despre aceste indicații, ar fi episoadele repetate de amigdalită acută câțiva ani consecutiv, mai mult în cazul copiilor decât în cazul adulților. Există indicația de scoatere a amigdalelor după episoade repetate de amigdalite pultacee, acelea cu puroaie pe ele, după flegmonul periamigdalian, care presupune acumularea unei colecții lângă amigdală. Există indicația de scoatere a amigdalelor atunci când biologic constatăm că există un focar de infecție. Nu sunt probleme foarte mari neapărat local, dar poate să dea probleme la distanță, afectarea articulațiilor, afectarea cordului, afectarea rinichilor. De aici și asta le descoperim prin analize. Da? Și există încă două indicații, una legată de hipertrofia exagerată a amigdalelor, când amigdalele se lipesc pe linie mediană, sunt tulburări de respirație din cauza aceasta. Pacienții sforăie foarte tare sau se neacă cu ele. Mai mult decât atâta, există și indicația de scoatere a amigdalelor atunci când vorbim de suspiciunea unui proces tumoral. Da, firește. Aici e clar că iese din orice discuție și că singura soluție ar fi extirparea. Deci, practic, din ce am înțeles eu, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, procedura există în continuare, se practică, dar numai în anumite situații foarte bine determinate. Foarte bine determinate. Altfel, se încearcă alt gen de tratament. Acum, probabil, amigdalele au un rol în dezvoltarea, împreună cu structurile de la nivelul spatelui nasului și orofaringelui, mucoasa din interiorul obrajilor, mucoasa jugală, inelul Gerlach, cum se numește în termeni medicali. Structurile amigdalele au un rol în dezvoltarea imunității până undeva. Exact, asta citisem și eu și undeva, de curând chiar, adică nu sunt niște. Până undeva în jurul vârstei de 10 ani. După această perioadă, rolul amigdalelor dispare, de fapt nu dispare, este preluat de alte structuri de la aceste niveluri. Avem același tip de țesut pe baza limbii, amigdala linguală. E preluat de mucoasa de pe obraj, de mucoasa jugală. Dacă avem indicația să scoatem amigdalele, o facem, fără doar și poate. Da? Nu pierdem timp. Dar nu își face nimeni o intervenție dacă nu e cu adevărat necesar. Am înțeles și revin cu subiectul pe care intenționat l-am lăsat pentru final, care se leagă din nou de nas și e vorba despre deviația de sept. Și de ce spun că e un subiect mai puțin, mai controversat, să-l numim așa? Pentru că vedem
destul de multe cazuri, mai ales în ultima vreme, de persoane care își corectează estetic nasul sub pretextul că au avut o deviație de sept. Deviația asta de sept este o afecțiune reală sau este doar o chestie care o practică domnișoarele ca să aibă o justificare? Deviația de sept este o afecțiune reală care are o importanță funcțională. Nu are legătură neapărat, adică în unele cazuri, și o să vă descriu, o să vă povestesc ulterior, poate să determine și mici modificări asupra formei externe a nasului. Dar când vorbim de forma externă a nasului, în principiu vorbim de o altă intervenție, de o altă afecțiune, nu de o dismorfie nazală, da? Nu de o deviație de sept. Septul este peretele care separă nara stângă de nara dreaptă, da? Și atunci când el este deviat, fugit într-o parte sau într-alta sau în amândouă sau diat o felul de forme, vorbim de o deviație de sept. Deviația de sept. Că eu am văzut destul de mulți oameni care aveau nasul ușor fugit într-o parte și care sufereau de deviație de sept. Da. Acum lucrurile astea se întâmplă din cauza deviației de sept dacă există un sept în tensiune. Septul nazal este alcătuit în este format în partea din față de o parte cartilaginoasă. Nasul ca organ funcțional trebuie privit în adâncime. N-are legătură cu nasul extern, cu ceea ce vine la prezentare. N-are legătură cu nasul extern. Ăsta este acoperișul casei. Noi vorbim de interioare aici. Da? Septul nazal, ne gândim la pereții din interiorul casei. E structura de rezistență a acoperișului. Nu neapărat structura de rezistență a acoperișului. N-are legătură, adică și dacă facem o operație de deviație de sept, nu e afectată structura externă a nasului. Da? Septul nazal poate să determine multe probleme legate de ceea ce discutam la începutul discuției noastre, sinuzite. Poate să constituie o cauză a unei proaste ventilații nazale. Da? Principalul motiv și principalul simptom pe care îl acuză un pacient care are o deviație de sept este obstrucția nazală. Deci nu poate să respire. Nu poate să respire. Nasul înfundat. Consecutiv ei poate să apară ulterior și respirația orală. Firește, nu respirăm cum trebuie, deschidem gura. Respirația pe gură e mult mai comodă. Deschidem gura, luăm o gură mare de aer, dar nu asigură același, vă spuneam la început că nasul filtrare, e filtrare, încălzire, toate umectare, toate funcțiile acelea. Pe lângă asta, nu se oxigenează cum trebuie structurile superioare, da? Dacă nu se filtrează cum trebuie. De acord. În ce constă operația de deviație de sept? Operația de deviație de sept poate să fie un timp operator în rinoseptoplastia, când se face în rinoseptoplastie, când se face și remodelarea formei externe a nasului, dar deviația de sept nu presupune de regulă niciun fel de schimbare a formei externe a nasului. Operația. Deci asta e cu adevărat doar opțiunea pacientului care dacă tot se operează, zice: "Hai să îmi fac și un nas mai interesant." Da, de regulă când se întâmplă cazul ăsta, pacientul merge pentru o rinoplastie. Da? Sunt pacientele de regulă care fac. De obicei doamnele poate și să fie și orice fel de pacient care a suferit, să zicem, un traumatism nazal. Deviația de sept și deviația de sept poate să fie cauzată de un traumatism asupra nasului. Știm nasul tipic de boxer care își încasează pumnii în dar nas. Dar pe lângă asta, de cele mai multe ori se întâmplă ca deviația de sept să fie din naștere, din burta mamei, atunci când lucrurile sunt foarte moi, fătul stă în uter lipit de peretele uterin și strâmbă forma. Asta nu are legătură neapărat cu ceea ce se întâmplă la exteriorul nasului. Rinoplastia este o operație total diferită de septoplastie. Se pot face împreună, dar sunt intervenții diferite. Când vorbim de septoplastie, sunt mai multe tipuri sau opțiuni de a face o astfel de intervenție. Intervenția pe care, de exemplu, eu o fac, e o intervenție endoscopică, se face prin interiorul nasului, filmăm tot ceea ce facem acolo și peretele ăsta care e fugit într-o parte sau alta se fixează pe linie mediană. Întrebarea de 100 de puncte. Ca să
acoperi și una și cealaltă. Da. Dacă ai nevoie să faci o operație de deviație de sept și vrei să o combini cu o rinoplastie, da, e nevoie de doi doctori sau medicul orelist poate să le facă pe amândouă? Poate să fie să le facă pe amândouă sau poate să le facă împreună cu un chirurg plastician. Și cum e cea mai practicată metodă? Sau nu există o Nu există o regulă, nu cred că există o regulă din punctul ăsta de vedere. Acum, e o intervenție care, v-am spus, ar trebui în primul rând să țină de funcționalitatea nasului. Se întâmplă de multe ori să vedem la cabinetele de consultație paciente care și-au făcut o rinoplastie și ulterior să vină cu acuze de nas înfundat pe care nu le aveau înainte de operație. Exact asta urma să întreb, pentru că de obicei știu că rinoplastia se practică pentru micșorarea nasului, nu pentru mărirea lui niciodată, și dacă asta poate să aducă efecte negative. Poate să aducă efecte negative, firește. Dacă se micșorează vestibulul nazal, să zicem, adică ușa de intrare în cavitatea nazală, firește că e mai greu să respiri decât deci s-ar putea ca nasul ăla micuț în vânt, așa pe care și l-au dorit, să le provoace alte probleme de funcționare. Și s-ar putea mai mult decât atâta și nasul ăla micuț pe care și l-au dorit, în contextul unei fețe, cum o știe, să pice prost, chiar dacă nasul arată perfect. Cunosc eu un exemplu, dar am să mă abțin și n-am să-l dau acum în discuția noastră. Probabil că... Am ajuns la final, aș vrea să nu închidem până nu vă dau ocazia să mai adăugați ceea ce credeți că poate nu am atins și ar fi important pentru cei care ne urmăresc legat de orele. Sunt multe lucruri importante. Trebuie să vorbim de fiecare patologie în parte și e important să știm că, practic, fiecare caz este diferit. Chiar dacă vorbim de o afecțiune, lucrurile și din punctul de vedere al simptomelor poate să varieze de la persoană la persoană, intensitatea durerii, toate lucrurile poate să fie diferite de la persoană la persoană. Și ceea ce e indicat generic în anumite afecțiuni poate să capete variații individuale de la om la om. Și de asta e bine ca omul să se adreseze specialistului. Mulțumesc foarte mult pentru discuție, extrem de interesant a fost. Dragii mei, deci cu o concluzie pe care puteți să o așteptați, nu există boli, există bolnavi și dacă suferiți de ceva, cel mai important lucru ar fi să vă duceți la medic. Acesta a fost doctorul zilei de săptămâna aceasta. Sunt Claudiu Șerban, vă dau întâlnire și data viitoare. La revedere!